Bună ziua, domnilor! Bună ziua, domnilor! Deschid o carte mai specială, o revistă, de fapt, dar este bătrână a știință și tehnică, are 64 de ani de acum și împreună cu colegul Cristian Român, noi și lucrăm la foarte că la ea acolo, la Andrele. O să vă prezentăm ultimul număr. Mi se pare că e printre cele mai reușite cu putință. Este cerut de public. Deci e foarte bine că asta se întâmplă și este un semnal că oamenii vor ca lucrurile să se întoarcă în normalitate. Ori normalitate înseamnă omul care gândește și creează, este respectat și ajutat de cei din jur. Chestia, eu încep cu articolul Goliat, primul satelit artificial românesc. Deci haideți să vă arăt cum arată. Nu-l puteți vedea căci e pe cer. Povestea lui? Povestea lui, povestea noastră, să zic așa. Deci a fost plasat pe orbita terestră de către o rachetă a Agenției Spațiale Europene. De fapt, e un fel de prototip, acel tip de rachetă. A fost primul ei zbor. Au fost lansați mai mulți sateliți. Din păcate, la ora la care discutăm noi acest subiect, nu prea avem informații de la el. Agenția Spațială ROSA, Agenția Spațială a României, din păcate nu ne furnizează comunicate de presă, cum ar fi normal. Trebuie să mergem pe acolo. Că domnul Piso este un... Da, chiar am și fost acolo. Este un om extraordinar și sunt convins că la viitoarele lansări, probabil că lucrurile vor fi mai clare. Am înțeles că se resetează la fiecare orbită. El se resetează, ne-a explicat domnul Piso. Intră în zona de... în centura de radiație a Pământului, se resetează la fiecare orbită și, practic, există numai niște semnale de control, dar imagini și încă alte lucruri care trebuiau să fie obținute, nu le-am văzut. Și pe mine nu este o critică, este o observație. Lucrurile astea trebuie anunțate. Și trebuie anunțat nicăieri în altă parte decât pe site-ul Agenției Spațiale Române. Ei au numai un anunț în care explică exact ce ai spus cu resetarea asta care se întâmplă și am înțeles că totuși nu sunt probleme, că va fi... Își va atinge scopul, la urmă nu e prima dată. Domnule profesor, chiar dacă până la final satelitul nu va putea să transmită informațiile pentru care fusese proiectat, tot este o realizare. Tot este o realizare. Și așa, e un lucru care trebuie să fie bine înțeles, mai ales în zona asta spațială. Chiar lucrurile care nu reușesc până la capăt sunt importante pentru că analizându-le poți să le, cum să zic eu, să le preîntâmpin la următoarele lansări. Mai e ceva, și antrenează o echipă, de obicei o echipă de tineri. Aici este chiar o echipă de tineri. Specializează pe temă. Aici, în studioul din Berceni, am avut emisiuni, 6 emisiuni, aveam alte emisiuni pe vremea aia, cu tineri care participau la un alt proiect, CubeSat, trebuia să fie lansat de către Agenția Spațială Americană și mi-au explicat și ei toate problemele care apar atunci când este vorba de un asemenea satelit. Pe pagina din față, față de Goliatul nostru, care nu e Goliat, să știți, e Mititel. Puteau să zică David sau David. Ca să... David, sau un mini-Goliat sau ceva. Așa, este un articol despre echipa X-Projects, despre care se spune că va duce până la urmă România pe lună, adică vom fi și noi implicați în ce-o fi să fie. Crezi că 2019 va fi chiar anul în care se va relua zborul spre lună? Deci Agenția Spațială Americană clar a renunțat la zborurile spre lună, cu echipajul meu. Pentru că misiuni către lună există. Dar ce vreau să vă zic, că unul din tinerii care participă la acest proiect, l-am avut aici, în studio. El a primit și este și laureat al Salonului de Inventică pentru Tineret de anul trecut și chiar el ne-a dat câteva detalii. Sunt niște tineri extraordinar de entuziaști. Sunt concursuri în acelea. Mie îmi place ce se întâmplă la Agenția Spațială Americană. Sunt invitați tineri să facă tot felul de proiect. Și se imită un fel de suprafață lunară, iar robotul lor trebuie să execute niște misiuni pe acea imitație de suprafață lunară. Este un lucru extraordinar. Trebuie să spun că până la americani, eu am participat la Chișinău, la o competiție de roboți lunari, la care erau echipe, a fost de la Suceava, de la noi, două din Chișinău și de la Cernăuț, o echipă de studenți de la tehnică, a câștigat echipa din Cernăuț cu un roboțel
pe care l-aș fi trimis pe lună, ca să zic așa, era destul de interesant. Urmează, sunt știrile, ca de obicei, noutățile care sunt din fiecare zi aproape a lunii și de data asta Marco Liero face un pictorial, cum îi spune el, o serie de imagini cu automobilele viitorului. Acum eu trebuie să-ți mărturisesc. 2046. 2046. Adică mergem deci, foarte departe. Nu vă, nici nu vă arăt cum ar fi să arăt în 2046, fiindcă eu sper sincer că, așa cum spera Mircea Malița în urmă cu 40-50 de ani, că într-o zi vor căpăci urâtul, iubitul nostru automobil atât de urât și rău. Că ne vom întoarce la ideea logică a transportului în comun și, mă rog, va fi altfel. Și în orice caz, automobilele care vor fi și vor fi autovehicule și mai departe nu vor mai scuipa atâta fum și nu vor mai face... Nu, cu siguranță, în 2046 orizontul de timp despre care vorbește prietenul nostru Marco Liero, redactorul șef al revistei, este un orizont de timp în care aproape sigur motoarele pe benzină vor sau pe combustibil fosil vor intra în minoritate. Deja sunt progrese semnificative în domeniul stocării energiei electrice în acumulator. Marea problemă e a bateriei. Aceasta este principala problemă, pentru că randamentul unui automobil electric este net superior al unui automobil pe benzină. Bun, și pus, cred că se va întâmpla. Problema rețelei. În ceea ce privește automobil, bănesc că va fi în continuare, dar cred că în interiorul orașelor automobilele vor fi la comun. Ele vor fi proprietatea unei întreprinderi oarecare și tu te deplasezi, faci aceeași chestie ca și cu automobilul personal. L-am luat, m-am dus din punctul A în punctul B, l-am lăsat acolo, poate să le ia oricine contra unei taxe. Este o splendidă utopie, posibil a fi realizat dacă te gândești că nu avem control. Vor fi 9 miliarde de cetățeni pe pământ, nu se poate să aibă 9 miliarde de mașini, sau măcar 4,5 miliarde de mașini, căci îți spune logica simplă că nu se poate asta. Mai e ceva, să știi că piața asta care se zice, după unele păreri, că ar trebui să regleze tot, până la urmă a început să regleze problema automobilului. De pildă este, se țipă peste tot că europenii au mai multe fabrici decât trebuie și scot mai multe automobile decât trebuie. Toată Europa ar trebui să reducă cu 20%, o cincime. Asta e mult. Asta înseamnă Pitești, de pildă, că cu siguranță se reduc tot de la cei de la, mai de la frontiere. Așa, un smartphone de carton vă se ori ajunge așa la... Da, deci e vorba de tabletele care devin tot mai tablete, tot mai mici, tot mai subțiri? Nu, ideea, am prezentat-o eu în cadrul altei emisiuni, ideea este să ai un ecran pliabil. Și se pare că în această zonă evoluțiile sunt interesante, există niște concepte, există și, cum să zic, niște mici prototipuri de ecrane pliabile, dar și aici aștept următorii 10 ani în care așa cu siguranță vor apare. Ideea asta este, vă dați seama, un calculator care să-l împachetezi frumos și să-l bagi în buzunar. Sau să ai, așa să fie calculatorul meu. Bucata asta de hârtie e de fapt calculatorul meu. Calculatorul, televizor va fi. De toate. Da. Când am nevoie de ea, am desfăcut-o și am călătorit peste tot unde am nevoie. Și ajungem la articolul Scutul Rachete, care e scris de prietenul Cristian Român. Uitați Europa și rachetele pe care le vedeți sunt cele care eventual ne-ar ataca, iar la Deveselul lângă Caracal vom fi apărați. De... Alea sunt chiar rachetele care vor fi la Deveselul. Vor fi la Deveselul, da. Da. Problema asta, scutului antirachete, e o problemă mai interesantă. Nu foarte bine prezentată în avantpremiera, ca să zic așa, zicând așa, spune Cristi, închipuiți-vă doi boxeri care hotărăsc să nu se mai apere și dau pum până nu mai putea. Cam asta e. Da, pentru că tratatul de limitare a sistemelor antirachetă, ăsta avea obiectivul. Să ai cât mai puține sisteme antirachetă, să fiu sigur că te-am distrus pe tine. Mă rog, e o istorie mai lungă și ține de absurdul războiului rece care va trebui discutat odată. Eu asta, de altfel, vă promit că cu unul dintre militarii luminați vom avea o discuție și despre Deveselul și despre războiul rece și despre post-războiul rece, căci acum suntem acolo. Crezi că chiar poate să fie Coreea de Nord și Iranul atât de periculoase? Iranul cred că este, poate fi periculos. Din... El poate trimite... Pentru că eu am citit
Ei, și încă nu sunt toate sistemele lor folosite, pentru că ei au 2000 de kilometri, spune. 2000 de kilometri. Ei pot în momentul de față să lovească Europa foarte ușor, dar, pe de altă parte, dezvoltă sisteme de rachete intercontinentale care ar putea atinge și Statele Unite. De fapt, nu de dragul nostru vin americanii să-și monteze aici sistemul antirachetă. Suntem apărați și noi, dar ideea este că să-și apere trupele din Europa și chiar teritoriul propriu. Mai bine să lupți cu rachetele inamice în afara teritoriului propriu. Eu mai am o bănuială și o fac publică. E vorba de susținerea industriei militare, americane, rusești, franceze, toți moșteacă ăștia care nu mai poate să tragă cu pistolul și să ucidă. Acum fac însă bani grozav, vărându-se în sisteme de fabricare a tot felul de trăznai și de nebunii, care, bunul simț a arătat, reflexul de apărare a societății a arătat, nu pot fi puse în mișcare. Până la urmă, le-ar fi fost atât de ușor să apese fiecare pe buton rus și american și să-și trimită nu una contra alteia, ci una contra teritoriu, alta contra teritoriul celălalt și să ucidă mii de oameni, zeci de mii de oameni și iată că nu s-a întâmplat. Un echilibru al terorii, până la urmă, a fost făcut de politicieni, de diplomați. Ăștia da, dar era că pe ce să explodeze, cel puțin de trei ori. Să se transforme în război cald, în criza rachetelor din Cuba, criza zidului Berlinului și războiul arabo-izraelian din 67. De fiecare dată, înțeleptul care conduce, totuși a fost înțelept. A fost pe buchet de cuțit, domnule profesor. Între Kennedy și Hrușciov, până la urmă, a fost o înțelegere omenească, o discuție omenească. Poate că se greșise înainte, greșiseră rușii trimițând asta, și iar la momentul Berlin și căderea Berlinului, totuși, se schimbase lumea. Nu, criza zidului Berlinului este criza în care rușii au împiedicat accesul în interiorul Berlinului de vest. Și începuseră să ridice zidul, a fost un pod aerian făcut atunci, iarăși o poveste spectaculoasă. Un material, un dosar, cum spunem noi, despre apocalipse, și vom avea o discuție cu colegul Adrian Nicolae care le face. 5 extincții până acum și o a șasea ne aflăm în ea. Da. Am fost recent la Leiden, pe care împreună l-am mai vizitat cu câțiva ani în urmă, și la o întâlnire cu public în ceea ce s-a numit Ziua Energiilor, 8 profesori în 8 ateliere diferite predau în fața 8 grupuri și la fiecare oră erau alții și era plin de elevi și de studenți care veneau acolo și acolo trebuie să vă spun că a apărut și un susținător al ideii că biodiversitatea degeaba o aperi. Ea este în legile naturii. Speciile dispar. Trăiesc un milion, 10 milioane de ani și se duc. Ele se transformă tot timpul. Apar diverse evenimente geologice care schimbă lucrurile. În afară de asta, Bas Hareng era numele savantului, autorul unor cărți de mare scandal, că veniseră și unii care ca și la noi, să-l și huiduie în timp ce el ține conferința. Și Bas Hareng spunea biodiversitatea este oarbă. E oarbă, mută și inconștientă. Nici măcar nu putem să spunem că le place să se reproducă. Lumea vie se reproduce și asta e. Zboară alături de noi în spațiul cosmic. Merită să mai vorbim despre Stratosferium. Stratosferium 2, pentru că Stratosferium 1 a fost anul trecut balonul care a atins marginea 35.600 de metri. Nu, de fapt a urcat dincolo de partea de sus a stratosferei. Anul acesta, în proiect, vrem Marco Ulieriu, redacția Știință și Tehnică, vrea să implice cât mai mulți tineri. Respectiv, aveți la dispoziție 100 de grame și un spațiu cubic cu latura de 5 cm, în care să vă puneți ce instrument doriți dumneavoastră pentru a măsura ceva în stratosferă. Vor fi alese cele mai bune proiecte și undeva prin luna iunie va avea loc zborul.
ce militam eu, ce spuneam și în alte emisiuni, eu cred că tinerii, chiar dacă sunt pe băncile liceului, pot participa la programe de cercetare extrem de avansate. Ceea ce se și întâmplă și în multe părți, în Olanda, unde trebuie spuneam, să se întâmple și la noi. Da. Elevi de liceu urmăreau o anume temă, le fusese dată și lucrau cu un institut de cercetare. Păi măsurau radiațiile cosmice de mare energie. Aveau, deci pe, aveau pe acoperișul liceului detectoare construite chiar de ei, sub îndrumarea unor specialiști. Claudiu Tănăselea scrie despre Enterprise, nava celor două luni. Se zice așa că unul dintre cele trei mari evenimente culturale care au schimbat fața celui celei de-a doua jumătăți a secolului al XX-lea a fost Star Trek, nava Enterprise, devenind un fel de simbol pentru toată tinerimea nava americană. Stelară Enterprise, nava stelară, Starship noastră, Enterprise, care a cucerit lumea imediat. În momentul de maximă audiență se ajunsese ca Star Trek-ul să aibă la fiecare episod 1 miliard de telespectatori. 1 miliard de telespectatori, asta schimbă lumea. Deci articolul este legat de naveta spațială americană, este o istorie cumva navetei spațiale americane, dar se vorbește și de Starship Enterprise, nava din serialul Star Trek. Iar Pământul Cometelor, următorul articol, Cătălin Belda, vă arată asta și merită să spunem 3 cuvinte despre Cătălin Belda, este un vânător de eclipse, care cum aude că e o eclipsă undeva, cum îi strălucesc ochii, lasă gura apă, face tot ce se poate și se duce departe să vadă eclipsa. Mi-a plăcut povestea lui și a lui Marco Lieru, cum au ajuns ei pe lângă în Siberia, în Coclau, nu știu unde, și neștiind limba, vorbeau la telefon cu cineva în București care le traducea din rusește ce vrea să spună cel de acolo. Iar Cătălin vine acum cu ideea că ar cam trebui mers până în Australia de Nord, de unde se poate fi lansată o mică navă. Particula lui Dumnezeu, unul dintre cele mai frumoase articole de fizică. Au găsit-o? Au găsit-o. Aproape. E vorba de bozonul Higgs. Există indicii. Am preferat titlul Particula Dumnezeu, pentru că în cartea unui mare fizician, Letterman, dacă nu mă înșel, îl chema, așa se numea, God Particle. Și mi-a plăcut, n-am reușit să găsesc cartea, mă enervez, e o carte foarte bună, de fapt, de fizică. În oricum, primul adevărurile capitol, vor fi altele peste o lună. Oricum, dar în primul capitol el spunea că ar fi vrut să zică particula diavolului, dar s-a gândit că editorilor, redactorilor cărții nu o să le placă ideea asta de rău, de ceva agresiv, și a preferat să zică particula Dumnezeu, particula diavolului, tocmai pentru că e greu de găsit și costă mult să o găsești. În principiu este vorba, o să spunem de 100 de ori lucrul ăsta, de a găsi acea particulă care a dat masă tuturor celorlalte particule la facerea lumii, la un număr de milioane de ani de la facerea lumii. Milionim de secundă, domn profesor. Sunt milionim de milioane. În prima parte a Big Bang-ului. A spasmului. A spasmului, da. Și la LHC, Large Hadron Collider, și la Tevatronul din Statele Unite, este căutată și se însemne că a fost găsită sau că în locul cu tare, în partea asta a spectrului, poate fi găsită. Nu, cu siguranță o să aflăm rezultatul în acest an. Mie mi-a mai plăcut o frază a lui Lederman. Dacă Universul este răspunsul, atunci care e întrebarea? Adevăr că fizicienii știu, când știu să vorbească, și mulți dintre ei știu, dar n-au curaj să vorbească, au niște formulări foarte plastice. Uneori și unii dintre ei, nu toți. Cred că toți, dar nu au curajul Newton să vorbească. Newton n-a avut nicio vocabulă pe care să-ți amintește, în afară de cât a fost în Parlament, a arătat cu degetul o dată, s-a ridicat, a fost singura dată să se închide fereastra sau să se deschide fereastra, ceva de felul ăsta. Așa, demonul lui Maxwell, care este o poveste frumoasă, zic eu, de termodinamică, și de altfel pe Corneliu Stănășilă și Octavian Stănășilă, i-am avut invitați într-o emisiune. În două au fost chiar. Acum 2 ani, ultima dată. Acum 2 ani și acum vreo 6... Da.
Și, sigur, e o cercetare într-un domeniu în care sunt mulți care cercetează, în care lucrurile par definitiv puse la punct, dar ca întotdeauna în viață și în știință cu atât mai mult, nimic nu e pus definitiv la punct. Și Andrei Dorobanțu, care scrie un eseu interesant de parte de echilibru, cu trei mari momente din istoria științei. Creierul imperfect este o traducere a unei emisiuni pe care am făcut-o noi cu profesorul Adrian Restian, care a publicat un articol foarte interesant despre defectele creierului uman. Unde greșește creierul când greșește? Și colega Cecilia Stroie a exploatat articolul și a ieșit un fel de discuție de la distanță între revistă și între profesorul Adrian Restian, care e foarte interesant. În discuția s-ar fi trebuit introdus și inginerul Adrian Băjean, care spune că natura nu face altceva decât să optimizeze imperfecțiunile. De altfel, vă promitem că pe Adrian Băjean îl veți avea într-o emisiune viitoare la Știință și Imaginație sau Știință și Spiritualitate, cum se va numi, în cursul lunii martie sau începutul lui aprilie. Despre droguri, Alexandru Safta este: cine credeți că poate combate telechinezia, să o facem praf, ca și homeopatia, ca și acupunctura? Firește, în căutare de dovezi. Da. Da. Eu chiar am spus la sfârșitul articolului, să spun, domnule, da, poate o fi, poate dar fi, da, trebuie un experiment care să ne convingă. Încă n-a apărut experimentul care să convingă, se vorbește mult despre asta, cine știe cum va fi mai departe. În orice caz, e ca în cronica scepticului pe care dumneavoastră o vedeți săptămână de săptămână. Da. De câte săptămâni? Am ajuns la episodul 176. Deci sunt cinci ani, săptămâni. Sunt cinci ani. Așa. Mircea Opriță, scriitorul Mircea Opriță și colaborator al revistei, are o problemă. El vrea să trăiască, dacă nu nemuritor, cel puțin un număr bun de câteva sute de ani. Așa se întâmplă din generația mea și când ți se îngustează orizontul de timp, începi să te gândești la asta și scrie foarte frumos, cum scrie el de obicei, un dosar, un fel de dosar, că până la urmă el o să le strângă într-o carte de crionică, o dă printre tehnologii și nu știu cum o să spune, Matusalemul sau o să spune cărții. Da. Academicile, care sunt tot o cronică a scepticului. Eu cred că a scepticului de data asta mă leg de mediul academic românesc, de care sunt complet nemulțumit. Aici este vorba despre o lucrare din care finaliza un curs post-universitar, o lucrare de astrologie. Da. Diagrama astrologică a lui Rămaru. Dacă asta ține de știință și dacă asta trebuie să fie într-o facultate de drept, e facultatea de drept care ține de Universitatea București, nu e alta. Dar ce-o fi căutat facultatea de drept? La o conteză? Are un curs de criminologie. Cursul de criminologie, are legătură persoana cu pricina l-a încheiat printr-o lucrare în care demonstra, între ghilimele, da, că astrologia ghicește și stabilește orice. Da. Astrologia e foarte bună când e vorba de evenimente trecute. Știi foarte bine cum era Rămaru. A, uite, din cauza că avea planetele colo-colo. Da. Dar să-mi identifice un criminal al viitorului, nu. E, și în partea de final, care e foarte bine făcută după părerea mea, sunt gadgeturile pe care tehnicii revistei, adică Claudiu Andone și Cristian Român, le prezintă aici. Pagini despre cărțile pe care le puteți citi, pentru că nicăieri, nicio altă publicație și nici un alt post decât al nostru, nu veți avea prezentate cărțile de știință, de tehnică, care sunt partea culturii, care obligatoriu trebuie să intre în cultură, să meargă alături de cărțile de poezie și de literatură. Și tot felul de noi tehnologii, site-urile care pot fi exploatate, firmele pe care trebuie vi se recomandă să le vedeți, una peste alta arată bine. N-am decât o singură așa strângere de inimă, că, uite, Fundația din Ovatrice poate nu o să mai poată să o susțină și atunci holdingul care o susține mai face două, trei experimente și ne întoarcem ca la început. Știi unde ne-am întoarce? Cam ne-am întoarce pe la anii 1930 și ceva, pentru că înaintea lui Știință și Tehnică exista Ziarul Științelor și Călătoriilor, care povestea oamenilor ce se întâmplă în mințile luminate ale românilor.
Asta a fost cartea pe care am deschis-o astăzi. O zi bună vă doresc!